Cum se angajează partidul din care faceți parte în reducerea traficului de droguri? Dacă vrem să avem rezultate bune, avem nevoie în primul rând de consiliere, avem nevoie de centre de reabilitare și avem nevoie să discutăm cu adevărat în societate de fenomen. Avem nevoie să lucrăm la educație, atât a copiilor, cât și a societății. E un subiect tabu, le este rușine să spună că copilul, nepotul, mai știu eu, consumă droguri, dar asta e realitatea. Dacă nu acceptăm în primul rând asta, cred că ne va fi foarte greu, indiferent cu ce măsuri va veni guvernul. Cred că ar trebui din nou să avem o schimbare de paradigmă. De la a verifica simplul consum de droguri, ceea ce face acum și cu ceea ce se ocupa acum Ministerul Afacerilor Interne, l-am văzut și pe Predoiu, cum spunea că statul a eșuat în ceea ce privește consumul de droguri, dar și oprirea traficului de droguri. De ce a eșuat? Pentru că n-a adoptat politicile necesare în ceea ce privește consumul de droguri. Iar în ceea ce privește traficul, cred că ar trebui să ne concentrăm pe oprirea marelui trafic, care la finalul zilei poate arăta ca un fel de schemă piramidală care merge de sus în jos, către traficanți mai mici, care ulterior ajung să corupă tineri aflați în situații mai defavorizate. Considerăm noi că sunt sancțiuni mult prea legere, sunt acțiuni care ar trebui să fie mult mai drastice în ceea ce presupune traficul de droguri. Apoi, sigur, trebuie descurajat consumul, atât prin campanii de conștientizare, cât și prin diferite acțiuni și programe prin care să-i sprijine pe tinerii consumatori de droguri să renunțe la acestea și să se reintegreze în societate. Creșterea anilor de detenție și orice alte măsuri care ar putea să descurajeze traficul de droguri. Prin această activitate prin care unii fac averi, din păcate, aceste averi se construiesc pe spatele unor drame, iar noi trebuie să descurajăm totalmente de la nivelul societății românești astfel de practici. Aici văd două măsuri care ar trebui combinate. Pe de o parte, trebuie să prevenim și trebuie să punem un accent foarte mare pe prevenție. Asta prin combinarea cât mai multor părți, părinții pe de o parte, psihologii, cadrele didactice, chiar și poliția, care să pregătească pe tineri pentru situații în care vor fi puși în situația să răspundă vrei sau nu vrei, încerci sau nu încerci. Pe de altă parte, trebuie înăsprite pedepsele pentru traficanții de droguri. Fie că sunt fabricate în România drogurile sintetice, fie că sunt fabricate în alte locuri și aduse legal în țară, cred că instituțiile ar trebui să destructureze aceste grupări mafiote, să nu mai fie droguri pe străzi, practic. Asta e problema. De ce sunt droguri pe străzi? Ar trebui să facem mai mult pe lângă împărțirea de pliante și discuții cu tinerii, pentru că acestea se întâmplă după ce tinerii preponderent au contact cu aceste droguri. Suntem susținători și chiar am votat toate proiectele legislative de înăsprire a pedepselor pentru dealerii de droguri, pentru consumul de droguri, dar în același timp cred că trebuie să ne uităm atent și la cum putem să prevenim aceste lucruri. Cred că trebuie să ne aplicăm un pic și asupra prevenției și să investim inclusiv în centre de dezintoxicare pentru tinerii care sunt dependenți în momentul de față.